Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, în fiecare zi de luni, marți, joi și vineri, intrăm în casele domniilor voastre la aceeași oră. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm împreună cu Eugenia Ceban, consilier pe SRM în CMC. Bună seara și bine ați venit! Și cu Alexandra Tolucico, manager de proiecte Fundația Soluția. Bună seara și bine ați venit! Bună seara. Spuneam ceva mai devreme, ne-am propus să discutăm despre problemele atât din mediul social, cât și din cel ce ține din domeniul sănătății. Doamnă Ceban, pentru început, haideți să explicăm telespectatorilor noștri care este situația în domeniul social la ora actuală în municipiul Chișinău. Lucrurile odată cu încălzirea vremii s-au mai redresat? E o stare de lucruri relativ mai bună în comparație cu perioada anterioară? Ați dat o întrebare foarte bună, atât pentru noi, consilierii municipale, cât și pentru toți locuitorii municipiului Chișinău. Știți, problemele sociale, practic ele încep de la intrarea în casa unui gospodar. Și dacă ne referim ce se întâmplă în Chișinău, în Chișinău e murdărie totală, în Chișinău este antisanitarie, plus la acea sărăcie care o duc astăzi marea majoritate a locuitorilor din municipiul Chișinău. Și la acest aspect vreau să vă zic că să faci totalurile într-un domeniu sau altul, indiferent de care structură fie la nivel central sau la nivel local, tot timpul sunt niște direcții în fața noastră pe care putem merge niște criterii ca să îmbunătățim mai bine starea reală a locuitorilor din acest oraș. Și vreau să vă zic, necătând la toate problemele care există în municipiul Chișinău, fie accesul la informații, fie drumurile, fie subteranele, fie însuși viața fiecărui locatar, avem probleme de rezolvat un șir întreg. Și este foarte dureros că noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal, practic ne străduim zi de zi. Suntem față în față cu acei locuitori a municipiului Chișinău care ne-au dat această încredere fiind cea mai mare fracțiune în Consiliul Municipal. Și să știți dumneavoastră că oamenii au pierdut într-adevăr încrederea în aceiași aleși locali altor fracțiuni pe care i-au delegat. Vorbești de cel Partid Liberal, vorbești de cel Partid Popular European care cu atâta umilință tratează mai ales persoanele de vârsta a treia. Vreau să vă dau un cele mai vulnerabile, de altfel. Cele mai vulnerabile. Vreau să vă dau un singur exemplu. Știți, vin la audiență, noi avem audiență în fiecare săptămână, atât în cadrul primăriei, cât și în sediile partidului, inclusiv și la sediul central. Și atâta luni acum am avut atâția oameni la primire, care de acum nici nu știu cum să le mai intre în voie și ne străduim prin toate punctele noastre, prin toate legăturile să-i ajutăm cum putem. Se fac cereri și am avut plângeri de la activitatea Fondului Municipal de Susținere Socială a Populației că oamenii scriu cereri să li se acorde un ajutor material ceea ce a fost delegat câte 500 de lei directorul fondului și ce credeți dumneavoastră? Și aici atâtea șeretlicuri există fiindcă nu numai că cereri persoanelor fizice dar însuși a noastră consilierilor se ascund sau să dă niște răspunsuri așa superficiale, eronate, că nu au prezentat pachetul de documente și cererea e dusă la dosar. Eu aș vrea să vă întreb pe cei care activați funcționari publici toți, sunt la fondul municipal. Care sunt fișele de ordine de post? Dumneavoastră știți că în municipiul Chișinău nu există niciun plan de activitate în domeniul protecției sociale. Se lucrează de la caz la caz. Absolut nu este nicio conlucrare între aceste structuri, fie Direcția Protecției Copilului, Direcția Generală Asistență Socială, Fondul Municipal și Direcția Sănătății.
fiindcă în legea asistenței sociale este clar prevăzut. Pentru asta s-a dat la Direcția Asistență Socială 144 de unități de asistenți sociali, care sunt obligați să iasă la fața locului atunci când se intervine examinarea unei cereri, să facă pachetul de documente și dacă este o persoană țântuită la pat, și cum îmi se răspunde astăzi directorul interimar, știți cine e astăzi directorul Urâtu, care s-a bătut cu brega la pretura sectorului centru, a adeverit directorul fondului municipal, semnează și îți dă răspuns și îmi spune că eu sunat și nu prezentat document. Bă, oameni buni, dacă e țântuit la padă, dacă nu are pe nimeni. Pentru asta fiți buni, împreună cu lucrați cu asistența socială, ieșiți la fața locului, perfectați pachetul de documente, mergeți chiar și la medici, că așa am fost pe perioada când eu activam. Le se scrie, se duceau, perfectau și acele certificate medicale, numai să-și bată joc de populație, dar să știți că au interesele lor ale Partidului Liberal. Luați chiar și același transport. Au tergiversat atâta legea 60, hotărâre de guvern care acum au pus plata transportului pentru persoanele cu dizabilități, până astăzi nu au decizia aprobată, nu au niciun regulament pe municipalitate, au făcut un contract de mântuială cu Direcția Regiei Transport Electric și vă dați seama că când am întrebat, îmi spune, dar care e problema? Că noi din abonamentele care cu 70 de lei ștergem și scrim 60 de lei. Eu v-aș întreba pe dumneavoastră, atunci despre ce noi vorbim dacă așa fără de legi în materialele, documentele financiare se fac dacă tu ai perfectat abonamente de 70 de lei, tu ai achitat o sumă oarecare și înseamnă că ei și știi și scrii și o dai, știți, nicio răspundere. Este o indiferență totală, dar asta e numai de atât că așa tolerează primarul actual, domnul Chirtoacă. Și Partidul Liberal nu au persoane pregătite și iată aceste persoane întâmplător ajunse fie într-o direcție sau alta la conducerea acestor direcții, practic nu fac față. Își bat joc de populație. Haideți să vedem ce întreprinde Fundația Soluția pentru ajutorarea persoanelor care au ajuns într-un impas. Care sunt acțiunile? Știu că de regulă zilnic se adresează foarte multe persoane care au nevoie practic de acest ajutor. Я для начала объясню вообще, чем занимается благотворительный фонд «Солуция». В первую очередь он оказывает различную помощь, бесплатную, самое главное, юридического характера. Люди сталкиваются с многими проблемами бездействия органов местного публичного управления, различные незаконные стройки, также проблемы трудовых мигрантов, которые они обращаются к нам ежедневно, и наши юристы в режиме практически нон-стоп стараются помогать. Далее это социальная помощь, которую мы оказываем различного характера тоже различным людям. Люди к нам обращаются в тот момент, когда уже от них отвернулись все, как те компетентные органы, которые должны помогать людям, управление соцзащиты, управление прав ребенка, управление здравоохранения. Они получают отрицательные ответы на любые просьбы. И от безысходности люди обращаются к нам, и мы стараемся помогать. Так, недавно у нас был случай из ряда вон выходящий. К нам обратилась женщина, ей буквально вчера исполнилось 98 лет, обратилась с просьбой о том, что она хочет попасть в дом престарелых. До этого она, как по процедуре, обратилась в соответствующие структуры, где ей в циничной форме ответили, что она не подходит под какие-то критерии, у нее есть дети, и, следовательно, она не может быть помещена в дом престарелых. Но в силу того, что в силу своего почтенного возраста ее дети тоже не являются молодыми людьми, и им самим необходим уход определенный, и они вообще не находятся на территории нашей страны. И человек, который проработал на благо республики, она ветеран Великой Отечественной войны, она ветеран труда, она оказалась просто в безвыходной ситуации, ей просто никто не смог помочь. Мы отправили запрос на имя премьер-министра, мы ждем ответа и будем надеяться, что ответ будет положительным. Мы в любом случае держим эту проблему на очень серьезном контроле, потому что, казалось бы, элементарная вещь, элементарная просьба, а человек столкнулся с такими преградами, что он просто даже не знает, что делать и... Aproximativ câte persoane se adresează, nu știu, lunar, către Fundația ежедневно de Binefacere? К нам обращаются десятки граждан, и не только с Кишинева, это и со всей республики.
многодетные семьи, которые тоже им в зимний период необходимы дрова, необходима теплая одежда. Мы были, опять же, в зимний период, зимой, в Синджире, в одной семье, когда дети, увидев нас, они растерялись, они были закутаны от холода, они там спрятались под кровать, я не знаю, это было очень, на самом деле, печальное зрелище, я не знаю, власти куда смотрят, когда их граждане, их молодые, молодое население, это дети, это будущее нашей страны, находятся в таких условиях, что они элементарно им дома тяжело находиться, не говоря уже об обучении бесплатном и прочим услугам. Поэтому каждый день можно увидеть у нас количество людей в офисе, которые приходят за помощью, которые оказались в бедственном положении. Domnul Ceban, dumneavoastră ați activat o viață întreagă în domeniu. Ca să rămânem albi, ceea ce spunea Alexandra, cum sunt alese aceste persoane? De ce autoritățile abilitate nu întreprind nimic? Ca să ajungem după aceea să discutăm și despre o altă problemă, centrele stomatologice, vreau să revenim. Eu aș vrea să vă spun că, iată, această indiferență la care colega mea a atins întrebarea, merge vorba că în cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale mai activează așa birocrați, fiindcă Comisia de Specialitate din Ministerul Muncii, aceste pensionare, veterana muncii, veteran de război de 98 de ani, i-a dat răspuns că nu putem caza în instituții sociale, fiindcă aveți 2 copii, dar n-au intrat în esență să vadă durerea acestei mame, că fiica de 68 de ani și fiul ei de 74 de ani țântuiți la pat, care singur necesită îngrijire de o altă persoană, de 10 de ani bătrâna nu i-a văzut, fiindcă locuiesc în Federația Rusă și iată, îi impune că nu poate caza, fiindcă trebuie să fie îngrijită de copiii săi. Spuneți-mi, vă rog, acești pensionari și-au dat aportul la dezvoltarea țării. Au dus foame, au trecut războiul și astăzi niște birocrați tineri care fac parte din partidele Alianței de Guvernare își bat așa joc, fiindcă centrul social din Cocieri a fost construit pentru veterani de război, veterani ai muncii. Și nu este clar. Am fost nevoiți să facem interpelare către prim-ministru Filip ca dumnealui să vadă instituțiile subordonate în ce, cu câtă cruzime privesc populația din Republica Moldova și vor vedea atunci când vor trece și la votul nominal cum lumea îi va ține minte cum s-au bătut joc de ei. Fiindcă nu poți să pui în genunchi o bătrână să plângă în patru pereți singură atunci când dumneai merge la strășeni, i-au refuzat, Ministerul Muncii i-au refuzat, spuneți-mi, rog, aceasta este omenie. Doamna Ceva, vreau să revenim un pic la centrele stomatologice. Anterior discutam acest subiect și haideți să vedem așa zisa reformă ce roade a dat. Da, problema abordată de dumneavoastră privind închiderea centrelor stomatologice din asociațiile medicale teritoriale a fost discutată și în cadrul ședinței Consiliului Municipal chiar recent săptămâna aceasta, în marți. Și dumneavoastră să vă imaginați cu câtă obrăznicie, iată, această alianță formată în Consiliul Municipal din Partidul Liberal și Partidul Popular European, practic, fiindcă unii își mai dau seama, au votat, iată, așa un proiect de decizie, el este chiar scris de mine peste tot, ca în 2015 aceste centre stomatologice din teritorii au fost lichidate și concentrate în centru stomatologic de la Bulevardul Negruță, da? Și iată să vă dați seama dumneavoastră că este codul muncii, este legislația muncii, unde se prevede clar că atunci când o persoană este eliberată, îi se întâmplă cu 3 luni când se lichidează întreprinderea sau centru, cum a fost aici. Salarizarea când persoana se eliberează este angajatorul obligat să-i facă calculele definitive. Și iată, Direcția Sănătății Moldovanu, care vă dați seama că se ocupă în municipiul Chișinău cu tot și cu nimic, fiindcă dumnealui nu are când să ocupa cu procesul ocrotirii sănătății. Dumnealui merge ca să-și protejeze acei agenții economici cu carne străcată, cu pești, cu vermi. De acum au fost la grădiniță. N-a depistat nimic, s-a apucat de școli și grădinițe. Și, practic, iată, ne-a adus acest proiect, unii cere 500 de mii de lei pentru salarizarea celor angajați care au fost eliberați la lichidarea sau închiderea acestor centri.
În primul rând, Consiliul Municipal nici n-a avut dreptul să aprobe acest proiect de decizii, dar să-l primească pe ordine de zi, fiindcă conform legislației, acest proiect urma să fie examinat până în iunie 2016. Mai mult ca atât, acest proiect a fost prezentat Consiliul Municipal, uitați-vă proiect, nu se spune nici suma, nici numărul persoanelor, urma să fie la acest proiect o anexă, unde să fie lista persoanelor, concret, cu suma la fiecare persoană, ce sumă îi se convine fiecărui salariat care nu a le-a primit. Dar mai mult ca atât, acest proiect a avut aviz negativ din partea Direcției Finanțe, care e destul de competentă, acolo lucrează, slavă Domnului, avem care persoane în, foarte profesioniste. Și iată, ei au dat aviz negativ și eu sper că ei nu vor executa acest proiect de decizie, fiindcă el trebuie să fie atacat în instanța de judecată și nici nu poate spera moldovanul că va primi acești bani care vor fi pur și simplu fraudați. Mai mult ca atât, acest centru stomatologic, atât de copii, cât și municipal, iată, vă arăt actul inspecției financiare, a fost verificat acum ea, iată, actul din 27 martie 2017. Și uitați-vă dumneavoastră, 1 milion de încălcări în aceste centre, cu 50% la sută, cu 50% la sută a fost incorrect salarizați angajații. Mai mult ca atât, este chiar așa și se scrie în actul inspecției financiare. Ineficient managementul în acest centru, condus de directorul acestui centru. N-au fost decontările luate la evidență, nu s-a decontat, nu s-a făcut inventarierea, s-a dat în arenda care trebuie să-i primească peste 96.000 de lei de la Universitatea de Medicină, nu a primit niciun leu instituția. Despre ce noi vorbim și ei nu-și cer bani la noi. Aceeași problemă este și în Centrul Stomatologic de Copii, 65.000 de lei. Mai mult ca atât, iată, uitați-vă, să scrie clar. 975.000 de lei a fost achitat neregulamentar la salarii. Păi, dar pentru ce cer tu, dar atunci 450.000 de lei să le mai fur și pe astea? Iată, uitați-vă, ce se face în sistemul ocrotirii finanțării? Aceeași problemă la Sfânta Treime. Aceeași problemă la Sfânta Treime. Uitați-vă, procesele de achiziții publice au fost făcute semnate de directorul centru, nu de Consiliul de Administrare, care îl au acolo și au la centru stomatologic. Nici n-a fost prezentat spre aprobare planul la achiziții publice. Tot absolut se scrie, om bun, cu ce noi lucrăm. Iată, uitați, în rezultatul materialului s-au stabilit surplusuri bunuri materiale în sumă de 830.000 de lei. Surplusuri. Înseamnă că ce? Noi mai cerem la Consiliul Municipal, de la gură copiilor, unii dadaca cei... altor sume. În loc să dăm la grădiniți, la dadaca cei de 1.000 de lei salariu, unii copii să adăugăm la hrană copilului pe zi la școli, noi trebuie să-i dăm lui Moldovan, unii are surplusuri, numai la un centru 830.000 de lei, unii sunt sute de milioane de lei, care nu sunt arătate în contabilitate și luate la evidență. Haideți să vedem. Mai mult ca atât. Da, ori să ajungem. Mult ca atât, uitați-vă, domeniul ocrotirii sănătății, eu vă rog, filmați. Am avut ieri, da, luni la audiență, un grup de medici, de lucrători de la spitalul numărul 4, clinic municipal numărul 4. Ieri am avut în birou și am chiar și de la Accent TV televiziunea să meargă să vadă. Uitați-vă ce scriu colectivul spitalului 4 pe medicul șef Cernețchi. Că dumnealui, din banii spitalului, și-a transferat la fondul social peste 100.000 de lei pentru anii care el nu a lucrat deloc. După asta a luat și o dat afară contabila. Nimeni nu știe unii contabila. În secție paliativă, toți pacienții stau pe peliculă, fiindcă el face economii. Îi alimentează cu apă și terci. Dar uitați-vă, oamenii, meniul nu se dă în secție, dar se cumpără piept, pulpi, pește, toate astea pentru dânsul acasă și pentru cei din anturajul lui. Se cumpără veselă luminare, se cumpără ștergare noi, care peste 2-3 luni se decontează și fiecare să vedeți cu ce cuvinte urâte, iată, colectivul scrie că sunt numiți debeli, oi,
prostii mai pomenit, puteți îi șantajează ca să nu utilizăm cuvinte. Ca să idei afară, necenzurate, oameni buni. Uitați, pe toți îi șantajează cu să idei afară, le faci procese verbale, chiar dacă s-au dus pe la un laborator și acolo. Apara 5 kg de aur, el singur zice că le-a luat, a chemat poliția după ce le-a încărcat în mașina lui. Dumneavoastră, vă dați seama ce se face la spital? Și eu v-am vorbit chiar și cu domnul Moldovan. Băi, oameni buni, dar nu vă pare că trebuie să le eliberați din funcția asta? Dar ei nu au cadri și schimbă unul mai bun decât pe altul, un afacerist pe alt afacerist. Uitați-vă, eu pot să, am trimis de acum la organele abilitate să se ocupe cu acest Cernețchi, fiindcă este imposibil ce se întâmplă. Da, cazuri similare sunt, am văzut și pe parcursul zilei de astăzi, incertitudine și la Spitalul de Psihiatrie din Bălți și probabil mai avem stări de lucruri similare. Haideți să vedem, atunci când vorbeam despre ceea ce se întâmplă la Fondația Soluția, vreau să aflu de la dumneavoastră. După numărul de persoane care se adresează, am putea zice că autoritățile și de fapt partidele care se află la guvernare fac parte din această alianță majoritară, își aduc aminte de oamenii simpli doar în campanie electorală? Fac doar promisiuni? К сожалению, именно так и происходит. Зачастую, когда к нам обращаются люди, они могут задавать такие наводящие вопросы, с чего мы понимаем, что они как-то боятся каких-то критериев определенных. Мы объясняем, что мы помогаем вне зависимости от политических взглядов, от возраста, от национальности. Мы стараемся помогать всем, мы стараемся делать все, что в наших силах. И когда касается еще проблемы многодетных семей, когда маленькие дети вообще не знают, и дай бог, чтобы в ближайшее время и не знали, что такое политика и какое-то дело, и объясняем, что как можно над детьми так издеваться, когда семья не может себе купить дрова, когда семья не может купить пропитание для детей. О чем можно говорить, о каких отчетах дают всевозможные структуры, что мы помогаем, да, структуры, я имею в виду государственное управление здравоохранения, соцзащиты и так далее. По факту никто не помогает, к сожалению, и даже помимо физических лиц к нам обращаются общественные организации, различные общества, общество глухих, общество слепых. И мы, опять же, им стараемся помочь. Был недавно запрос от людей с ограниченными возможностями, что им необходимо специализированные предметы обихода. Они на самом деле элементарные, есть у каждого человека. Но здесь есть определенные нюансы, такие как звуковые тонометры, звуковые термометры, слуховые аппараты. Люди просто, они не приспособлены к нашим предметам обихода. Мы обратились посредством муниципального совета, муниципальных советников в соответствующие структуры, получили ответ. Там нашлись миллион причин, по которым просто отказали. Нет, например, тонометров звуковых и термометров нет в продаже сейчас в Республике Молдова. Точно так же и по поводу слуховых аппаратов, какие-то заоблачные цены нам показывают, что, соответственно, государство, муниципалитет не может купить те или иные устройства, скажем так. И каждый раз люди натыкаются на такие проблемы, и мы стараемся помочь, привлечь все возможные рычаги, чтобы как-то решить эти проблемы. Doamna Ceva, haideți să vorbim despre Consiliul Municipal, despre decizii, să vedem dacă ajungem în albia noțiunii de transparență, dacă se poate vorbi de acest lucru. Știu că culmea ironiei este că avem niște decizii, sau urma să fie luată o decizie ce viza de fapt niște oameni morți. E așa? Da, dumneavoastră aveți aici perfectă dreptate. Eu de acum nu odată am ridicat problema aceasta și practic noi avem la audiență cetățeni care zi de zi să vin și să plângăm la pe coridoarele primăriei, pe la toate sediile fracțiunilor, partidilor, ceea ce privește contractele de arendă, de locațiune, în genere deciziile care îi cere în baza cererilor care le-au depus pe o problemă sau alta în primăria municipiului Chișinău. Dar să știți că indiferent de care direcție aceasta este, aici este o schemă atât de bine pusă la punct de frauduloasă, începând de la direcția funciară, direcția economie,
fiindcă, iată, chiar acum în marți, Direcția Economiei ne-a prezentat la Consiliu un proiect de decizie a unui persoane decedate din luna iunie. Dacă este la mine aici. Da. Este. Dacă o să vă prezint. Certificatul de deces. Persoana a decedat, uitați, persoana a decedat în luna iunie. Da. Și Direcția Economiei ne prezintă proiectul de decizie ca să-i prelungim, să-i dăm în arendă un garaj în centrul orașului de stradă București. La morți să dăm. Vă dați seama? La morți. Este imposibil. Cum e posibil? Iată, noi tot am întrebat în cadrul ședinței oamenilor, ce voturi? Și știți, fără să-și dea seama, și acești, Partidul Liberal și cu Partidul European, este pur și simplu o situație care nu ne este clar ce partajări de funcție sau ce partajări așteaptă. Mai mult ca atât, conlucrarea fracțiunii Partidului Socialiștilor pe primul plan la noi este conlucrarea cu cetățenii. Pe noi mai mult puțin interesează apartenența politică și chiar și atunci când aceste fracțiuni din Consiliul Municipal, care sunt atât de veseli pe sărăcie și pe lacrimile locuitorilor municipiului Chișinău, este dureros și pentru noi, fiindcă vă dați seama, trebuie să aștepți atâta timp de ani de zile, de zeci de ani, pe coridoarele primăriei, ei nu pot găsi unde sunt deciziile. Iată, luni am avut așa caz la primire, vreo 20 de persoane, și după ce au fost aprobate deciziile Consiliului Municipal, vă dați seama, ca să primești de cum această decizie aprobată de Consiliul Municipal și să mergi la direcția funciară să scrii factură pentru a achita arenda sau privatizarea, sunt acolo așa mari specialiști, Aldi Borș, Serghei, mai sunt de iștea, care, știți, este o contabilă foarte deșteaptă, Natalia îi spune. Personal am fost nevoit să merg, că nu am crezut ce spune lumea. Și când am mers, astăzi nu-i contabila, mâine dimineață nu lucrează programa nu este deservită, programa nu are contract cu nimeni. Dar ce fel de programă? Dumneavoastră, puteți să-mi spuneți o programă în contabilitate care poate fi oricând blocată de cineva din exterior. Dar ei au taxă specială și la scrierea acestor facturi, vă dați seama ce se întâmplă. Și mai mult ca atât, închipuiți-vă dumneavoastră că nouă ni se prezintă la Consiliul Municipal de către Direcția Economiei niște decizii ascunse. Fiindcă iată, vreau dumneavoastră chiar să vă arăt această decizie. Spuneți-mi dumneavoastră, iată, uitați, în proiectul de decizie este scris că se dă în locațiuni sau se prelungește pe 138 de metri pătrați, da? Dar noi am primit acum regulamentul în Consiliul Municipal că totul se dă prin licitații. Dar în nota informativă, ca dumneavoastră să vedeți, e scris 150 de metri pătrați. Eu mă întreb. Diferență. Acolo a fost un mail telecom, a eliberat 124 de metri și noi deodată le-am dat întrebare. Stați o clipă. Dar ce-s cu ceilalți 124 de metri? Asta sunt chiar am accentuat eu personal în ședință. Merge vorba de două decizii diferite. Una trebuie să fie la licitație dată pentru 124 de metri pătrați și ceilalți... Iată, asta este ceea ce se întâmplă mai puțin ca atât. Dumneavoastră, ca locuitor a municipiului Chișinău, știți, iată, este o problemă foarte mare care o am la audiență, sunt casele astea vechi, care ele sunt privatizate, sunt case locative și au bucățică asta de pământ, cu un etaj, da, care au bucățică asta de pământ și oamenii nu pot privatiza, nu pot lua deloc, fiindcă peste tot este scris blocuri locative Republica Moldova. Oameni buni, chiar nu puteți schimba cu agenția proprietății, cu tot astea, ca oamenii să nu fie bloc locativ. Dumneavoastră într-un sarai cu un etaj, chiar vedeți bloc locativ? Nimenea, dragă, unul pe altul să atacă, cancelarea atacă primăria, primăria nu vede, cadastrul îi convine așa. Dar știți de ce? Fiindcă ei s-au exprimat alianța asta de guvernare, că au mai rămas puțin și ori muri aici care trăiesc în casele astea și scăpăm de dânșii. Vă dați seama ce așteaptă ei de la populația atât a Chișinăului cât și a Republicii Moldova. Altă întrebare, știți, dacă se merge vorba cifre de conlucrări, noi suntem foarte atenți, fracțiunea Partidului Socialiștilor și veșnic suntem învinuiți că nu le votăm aceea sau nu le votăm aceea. Spuneți-mi dumneavoastră, de ce o direcție, luăm aceeași asistență socială când are sediu în care ieși și desfășoară activitatea, îi se dă în locațiuni sau decomodat pe 3 ani, da? Dar cum la Radio Chișinău a fost pregătit proiectul de decizie prin societatea asta, cum se mai numește,
societatea cu răspundere limitată, pajura albă, noi știm că așa e acoperișul Partidului Liberal, asta e Radio Chișinău, pe 49 de ani. Iată, poftim, citiți, 49 de ani, oamenilor. Vă dați seama așa ceva? Până de acum iarăși s-a strânit gălăgii în Consiliu, a fost propus 10 ani, dar și 10 ani, mă scuzați vă rog, de ce la cuiva e să dă pe 10, 25 de ani, dar de ce la cei chinuiți să pierd deciziile și să pierd materialele și să îmblă din ușă în ușă. Știți, eu nu l-aș invidia pe arhitectorul nou șef, care este pus și a nimerit într-o hărmălaie, nici nu știu cum să mai spun. Știți? Fiindcă dumnealui a venit nou și nu știu unde se duce. Moștenirea care i-o dat-o cu tot schema asta frauduloasă, cu toți specialiștii ăștia corupți, care deja știu foarte bine schemele și el nu mai are de suferit și mai mult nimic. Și nu vei pune acolo, fiindcă ele stau ascunse. Te duci și îl întrebi pe boș și el zici că-s la primar în cabinet ascunse, la grozavul în cabinet ascunse. Mai oameni buni, dar ce trebuie să facă e proiectele de decizie la primarul Chirtoac în birou? Puteți să-mi spuneți. Dacă ele trebuie să fie, ele este secția care răspunde de executarea acestor decizii, de înaintare spre ordine de zi a ședințe Consiliului, la comisiile Consiliului. Iată, asta este conlucrarea. Și noi, desigur, fracțiunea Partidului Socialiștilor, să ne înțeleagă și cetățenii municipiului Chișinău și atunci când se începe împotriva noastră a spune că socialiștii, nu, noi socialiștii sunt pentru oameni, vom vota tot ce este pentru oameni, dar să fie corect, să nu fie lumea dus în eroare, să nu se li se ceară mită, să nu li se pui niște condiții de ani de zile, oamenii nu pot să-și găsească dreptul pentru ceea ce le aparține și desigur că niciodată nu vom vota ceea ce au interesele fracțiunilor care, auzind de votul uninominal, au înțeles băieții bine că astăzi sunt și mâine nu mai sunt. Haideți să revenim un pic la Fundația de Binefacere Soluția și să vorbim despre diversele acțiuni pe care le organizează de fapt această fundație. Spuneați ceva mai devreme, consultația juridică, oferirea ajutorului material și acest spectru de ajutor ar putea continua. Haideți să deschidem parantezele pentru telespectatori. То есть ежедневно мы помогаем людям в штатном режиме, скажем так. Помимо этого, мы можем каким-либо праздникам приурочить определенные акции. То есть День пожилого человека, новогодние праздники, пасхальные праздники. Мы стараемся охватить весь Кишинев, всю столицу, всю республику, помочь каким-то обществам, обществом инвалидов, обществом многодетных семей. Это такие массовые, скажем так, акции. Ну и, как я уже сказала, ежедневно у нас к нам обращается очень большое количество людей с различными проблемами от А до Я. Если это юридическая проблема, то все, что в рамках закона, любая помощь предоставляется, и предоставляется бесплатно, что немаловажно, потому что любая юридическая услуга, это стоит денег, если идти к какому-то частному агенту, скажем так. А социальная помощь тоже, все, что можно, все, что в наших силах, мы стараемся помогать ежедневно. Это Кишинев, это районы, это вся республика обращается к нам, потому что люди уже знают, что фонд действительно помогает, и сюда можно обратиться и получить положительный какой-то ответ и помощь. Cât de deschise sunt instituțiile statului la aceste petiții pe care le faceți dumneavoastră și în ajutorarea acestor oameni? Până la urmă, multe dintre ele sunt birocratizate, așa cum spunea și doamna Ceban. Da. Ați găsit limbă comună cu ei sau rămân unele cazuri nesoluționate? Nu, у нас практически все вопросы решаются. Мы стараемся, мы подключаем советников в примарии, да, советников от партии, фракции социалистов. Депутатские запросы мы часто делаем. В любом случае это более действенный метод, чем когда просто человек, как физическое лицо, обращается в ту или иную структуру и получает какую-то отписку, так, просто, чтобы больше не обращался, скажем так. А вот это намного действеннее, мы составляем грамотные заявления и получаем, соответственно, и грамотные ответы.
Doamna Ceban, în repetate rânduri v-ați exprimat regretul sau dubiile, dacă putea să ne exprimăm așa, în raport cu unele decizii care sunt luate în Consiliul Municipal. Ceva mai devreme, până a intra în emisie, spuneați și despre faptul că stenogramele nu sunt întocmite tocmai cum ar prevedea legislația în vigoare și se comit anumite erori. Vreau să rămânem albi acestei probleme. Se comit sau ele sunt intenționate? Care este starea de lucruri? Ceea ce privește perfectarea deciziilor deja aprobate în Consiliul Municipal, în cadrul ședințelor, când merg ședințele Consiliului, fiecare consilier are dreptul să-și expună viziunea sa, părerea sa și să propună unele probleme privind îmbunătățirea stării de lucru, indiferent că este, îl vizează persoană fizică, persoană juridică sau o instituție publică. Dar să știți că la acest aspect practic, iată chiar acum am avut iarăși pe ordinea de zi a ședinței care s-a încheiat marți, am avut lichidarea Chișinău Prim, da? Da. Vă dați seama că dumnealor în 2013 s-au dus, au încărcat primarul Chirtoacă cu tot incompetenței lui din primărie de la Partidul Liberal. Această structură i-a slujit lui personal în toate campaniile electorale și când a văzut că nu-i mai convine, hai să-i dea în stradă. I-a aruncat, nici nu i-a mai întrebat și foarte obișnuitor este că din 2013 până în prezent, până la ultima ședință care s-a încheiat în marți, a fost contabila care a rezistat sarmana femeie de la ora 8 până la ora 17 pe coridoarele primăriei să vei tu, să nu te vadă nimeni, să nu te tabeleze, să nu primești niciun bănuț și la urmă încă s-o dea în judecată că nu achită servicii comunale. Din care surse, spuneți în dumneavoastră? Și iată a fost pus în discuție lichidarea acestei instituții în sfârșit. Desigur că eu cred că aici poartă vină și direcția management a primăriei, fiindcă trebuia la timp să se trezească cu acest proiect de decizie și mai mult ca atât. Atunci când merge vorba de o persoană în etate, dar indiferent fie și persoană tânără, un tânăr specialist, nu poți să-l arunci pur și simplu în stradă fără să-i faci calcule definitive. Și eu în cadrul acestei ședințe am propus ca doamnei, dacă lichidăm la această ședință și închidem Chișinău Prim, să-i se achite toate salariile începând cu anii de când ea nu a primit. Și în stenogram, cum ar fi legal, de fapt. Așa este în toată lumea. Și ce credeți că în stenogram, iată, uitați-vă să vedeți când ajunge de acum, scriu tot ce vorbesc eu și când ajunge la decizia unii eu vorbesc clar, dar eu vorbesc cu voce, nu așa că m-am ridicat în picioare și am rugat, zic, pentru stenogramă, vă rog frumos să fie fixat ca doamnei Natalia să-i fie calculat absolut toate salariile de când nu le-au primit și să fie făcute calcule definitive. Uitați ce au scris. Decizia, și adică doamna Ceban spune nu la microfon. Dumneavoastră vă dați seama ce falsificare de acte se petrece și în stenogramele astea? Uitați, ședința asta a fost cu 3 săptămâni sau 2 în urmă, data din nouă. Eu astăzi nu o găsăm în primărie, că ea nu era scrisă, nu erau consultate de cei care le-au dat indicații ca să scrie așa. Cum să o redacteze? Am fost la doamna Știrbu și ea la orele mie, la ora 1, 13 și ceva, îmi spune că nu este stenograma, n-am perfectat-o, trebuie să vă duci și ceriți voi la domnul primar, la doamna Clapatiuc, secția de protocol. Eu merg și la doamna Clapatiuc și mi-întreb copii stenograme. Dacă după cine mi-a prezentat asta, scriind că nu a auzit la eu n-am vorbit la microfon și ei nu au auzit ce se scrie și în proiectul de decizie n-au fixat ca doamnei Natalia să-i achite salariile toate care cuvenite. Vă dați seama despre ce? Dar asta nu e primul caz când așa s-a schimbat. Amintiți-vă cu centru că Vatra, că noi l-am închis, tot aceeași problemă a fost. Totul a fost, au pus un punct care împiedice achitarea familiei Harea salariului. Când exact aceeași. Iată, știți, eu stau și mă gândesc, bine, lămuriți în dumneavoastră. Vă place o persoană, nu vă place o persoană. Aici v-ați bătut joc de oameni. Măcar de acum fiți buni în fața lui Dumnezeu și executați-vă aceea și dați acestei persoane să poată supraviețui. Doar nu a cerut nimic, nu a furat, nu a stăia. Încă vă păzit bunurile care voi le-ați încărcat și le-ați dus nu știu unde. Și ați spus acolo direcția de care se strângă impozitele și nu știu ce se ocupă numai pe când strâng. Haideți să revenim un pic la ceea ce reușește să facă Fundația Soluția și vreau să vă întreb, știu că pe parcursul anului trecut ați ajutat și familii de a obține spațiu locativ. Cât de multe familii se adresează cu o asemenea probleme și cât de greu a fost a soluționa?
К сожалению, уровень жизни в нашей стране, в нашем городе очень, очень низкий. И опять же, государство никак не пытается помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Из-за различных причин бывают разные ситуации. Но люди, которые оказались за гранью вообще выживания, их много, к сожалению. Это, опять же, многодетные семьи. Вот в Сенджире есть одна семья. Маленькие детки, мать-одиночка, ее муж умер. И она, из-за того, что детки маленькие, она не может работать, естественно. Должна ухаживать за детьми. Я не знаю, на самом деле, как она выживает, как вообще спокойно спят местные органы власти, примария, соцобеспечение, потому что ну, это просто не укладывается в голове. Мы стараемся, как только можем, чтобы им помогать, но мы фонд, а государство оно обязано помогать своим гражданам. И таких семей, и таких случаев очень много, к сожалению, по возможности мы помогаем. Также подключаются какие-то неравнодушные люди, просто которые хотят кому-то помочь, какие-то другие фонды, организации, ассоциации. Вот, но это на самом деле очень острая проблема, а власти элементарно равнодушны к своим гражданам, к детям, к пожилым людям, которые страну нашу подняли в очень сложный период времени. Это и ветераны труда, и ветераны войны. И они просто, на самом деле, никому не нужны, к сожалению. Доамна Чебан, știu că ați avut un proiect privind reparația subteranelor. Haideți să vedem cum stăm noi la acest capitol. Carul s-a mai mișcat din loc? Cine demonstrează realitatea? Da, în cadrul ședinței Consiliului a fost pus pe ordine zi și acest proiect, dar aș vrea să completez ce, spun eu, ce a spus colega mea. Cât privește spațiul locativ, să știți că e o mare bătaie de joc în municipiul Chișinău. Sunt lunare inventariate apartamentele care n-au dovedit să le privatizeze. Și știți, când acum rudele vin, dacă nu au avut vize de reședință în aceste apartamente, după hotare, copii sau ceva și merg la structurile primăriei să vadă ce, cum pot privatiza, le se spune că nici nu există așa apartament pe așa adresă. Practic, oamenii pentru datoriile care le au sunt dați afară, pur și simplu prin executorii judecătorești, fără, cu cruzime, fără nicio milă, sunt dați afară din apartamente. Nu vă imaginați ce se întâmplă acum în municipiul Chișinău. Și ca să revin la ceea ce dumneavoastră m-ați întrebat, eu vreau să vă spun că a fost pus așa proiect și pe ordine de zi a Consiliului Municipal, dar stau și mă întreb că într-adevăr nu numai subteranii chiar se frică să merge ceea ce se întâmplă în municipiul Chișinău. Ori ele trebuie să închise sau trebuie adus în ordine, fiindcă sunt agenți economici care își doresc ca să facă reparații în subteranele astea, fiindcă ei acolo au diferite magazine, ospătării. Dar ceea ce a spus colega mea despre persoanele astea atât de chinuite cu deficiențe de văz și deficiențe de auz, practic au cerut că să li se dea la preu 45 de persoane aparate auditive. Și noi, în primul rând, ca să facă, totuși ne-am ținut de ce că să trimitem pe domeniu în sistemul ocrotirii sănătății la domnul Moldovanu. Și ce credeți? Dacă e corupt, e corupt și n-ai ce-i face. Fiindcă el ne-a dat răspuns, doar noi mai cunoaștem situația și în municipiul Chișinău. Este centru, sunt organizații, dar el nu are o programă la nivel municipal pe acest capitol. Și eu cred că nu este nici la nivel național și nici nu s-au gândit, fiindcă el ne spune răspuns că nu se produc tonometri sonorizate, termometri sonorizate. Bă, oamenilor, ce, a murit lumea, dar aparate auditive spune că să-l cumpărăm cel mai ieftin, 10.000 de lei un aparat, că nu este de 1.000, sunt de 2.000 jumate. Și noi nu degeaba am trimis la sistemul ocrotirii sănătății, fiindcă era bine ca toți banii ăștia, adică consilierii municipali, să le aloce asociații medicale centru teritoriale, unii au surdolog și se examineze și poftim de performanță, cum, și să ajutăm lumea. Dar nu se dorește. Dar eu m-ați întrebat de subterani și ca să vă răspund. Da. Știți, spuneți-mi, vă rog, iată atunci când pentru bugetul municipal un agent economic, Sanos, care în subterane de la Ismail are cantină, are magazine, are 10 milioane de lei datorită la bugetul municipal. De ce nu se închide?
De ce nu se scoate cu totul de acolo ea? Și noi 10 milioane le dădem la orbi și la persoanele surdomuți și nu trebuie, el nu a plătit practic absolut deloc. Uitați, și așa sute și mii de agenți economici care ei le au și ei le acoperă, fiindcă lor nu le convine. V-am arătat la centru stomatologic, unde se duc banii aceia? Sute de mii. Iată aici, milioane, 10 milioane, firma o numesc. Îți datori și nimeni nu ia nicio măsură. Despre care subteraniu noi vorbim, că e strașnic să mergi? Nu, Sara, dar ziua mea mare, nu sunt luminate, nu sunt nimic. Mergeți lângă ciufle acolo, la subterană aceea. Mergeți lângă, la mol, la subterană aceea. Vă e frică, știuți, nu te ajunge nimeni de urmă? Despre ce noi vorbim? Nu. Asta vorbește despre... și despre o incompetență a subdiviziunilor primăriei, da? Asta vorbește despre incompetența primarului general, care numai basui pe stâlp la circ, bamblă pe la Valea Trandafirilor, acum cu Ștefan cel Mare îmblă cu cască pe sub țăvlișele de canalizare, nu-l duci capul de nimic. Asta-i. Și nu o să avem alți schimbări până nu să-l dăm jos. Haideți să vorbim pe final de emisiune. Fundația Soluția intenționează să diversifice genul de servicii pe care le oferă concetățenilor noștri și în același timp dacă ajungeți în toate colțurile țării la persoanele care au nevoie. Естественно, естественно, мы по всей работаем по всей республике. Мы ежедневно получаем десятки, если не сказать сотни звонков по разным направлениям нашей деятельности. И именно столько звонков в силу того, что это звонит не только Кишинев, но и вся республика. Проблемы есть по всей стране, и проблемы у всех граждан, к сожалению, есть, но мы стараемся своей работой посредством наших сотрудников действительно добираться до каждого уголка нашей страны. Вот, и будем продолжать в том же духе. Doamna Ceban, haideți să discutăm pe final de emisiune despre pensii, indexare, mărime, stare reală. Știți, mi-ați dat o întrebare atât de dureroasă că eu mă gândesc cât o să prelungească circul ăsta în Republica Moldova. Iată, în sfârșit, 1 aprilie, e sub nas. Și nu degeaba să spune că zice, când ceva se începe de la 1 aprilie, să nu crezi. Ori nu e așa? Ziua glumei, da? Ziua glumei. Dar gluma asta va fi atât de tristă pentru persoanele în etate din Republica Moldova, fiindcă chiar ieri am privit o emisiune unde și doamna Laura Grecu și doamna Sila Grigoraș au început să vorbească că vor fi valorificate, dar lămurește la fiecare cetățen în limba mamei, ca să se înțeleagă. Și nu umblați cu valorificarea asta și cu mințitul oamenilor. Fiindcă fracțiunea Partidului Socialiștilor din Parlamentul Republicii Moldova, împreună cu președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, clar au cerut să nu se mărească vârsta de pensionare. Fiindcă mințându-ne pe noi că vom avea pensii mai mari, trebuie să ajungi să trăiești la vârsta aceea care i-au mărit cenzul de pensionare, da? Asta e una. A doua, aseară vorbeau la toate emisiunile că vă dați seama, pensiile până în anul 99 nu vor fi nici valorificate, nici recalculate, fiindcă ele au fost deja valorificate. Ce a fost valorificat? Înseamnă că n-ați făcut corect, n-ați valorificat nu veniturile oamenilor, dar n-ați valorificat nici leu corect. Fiindcă cele mai mici pensii și cele mai mari plângeri le avem pe cei care au ieșit până în anul 99 la pensii. Asta e o problemă. A doua, indexarea s-a cerut de către președintele țării. Faceți-o măcar până la 10-20%, dar de două ori pe an. Să simtă oamenii care au adus atâta aport în țara asta. N-au lăsat după război, care au rămas mamele noastre vădane, fără soț, după război. Au rămas cu 7, cu 10, cu 12 copii și au dus povara asta. I-au pus pe picioare, i-au crescut, nu narcomani, nu bețivi. Au avut atâta tărie de caracter și au lucrat ca astăzi ei să stea cu mâna întinsă de milă cuiva să-i dea un leu ca să poată supraviețui. Și mai mult ca atât, fiți siguri că ceea ce se va întâmpla după 1 aprilie, eu am spus, toți specialiștii din casele teritoriale a casei naționale trebuie să-și pregătească jachete blindate, fiindcă ei vorbesc de una și nu vorbesc de a doua. Indexarea cu 6 și 8, asta e zero. Vă dați seama, când prețurile cresc absolut la toate serviciile, serviciile comunale cresc, nici nimic. Ei, iată, actuala guvernare care a propus această modificare, lor le-a fost impus de către, cred că, Uniunea Europeană, așa ceva, fiindcă
nu poți să mergi să vorbești că veți valorifica, ca să nu vă înțeleagă lumea în ce limbă vorbiți și ce vreți voi să faceți, că ori avea pensii mai mari atunci când măriți prețul și servicii comunale. Indexarea e un procent foarte mic. Mai mult ca atât, de ce nu le-ați făcut și pentru și spune că vor avea cei de la 1 aprilie. Dar de ce n-ați făcut de la 1 ianuarie? Ca și așa care ianuarie, februarie, martie, până trebuie, tot să intre în categoria asta una. A doua, așteaptă până la anul 20, până când ei s-or vă treze să vadă, ori mai veni la putere sau nu, și să mai face cu populația asta. Este ieșit din comun, să știți, ceea ce o propun ei, formula de valorificare este în detrimentul pensionarilor, fiindcă dacă au spus că la 80.000 vor avea undeva câte 100 de lei în plus, dar ce faceți cu acei 600.000 care nu le faceți nimic? Asta e o problemă. A doua, dumneavoastră nu uitați că a mai existat o hotărâre de guvern care oamenii cu pensii până la 1.500 aveau un surplus lunar de 180-200 lei. El prin legea 290 scoate complet. Da. Ei au mințit lumea total, fiindcă în articolul 33 din legea 156 clar se prevede recalcularea pensiilor odată la 2 ani. Dar prin legea 9-290 se va recalcula numai la cei care s-au stabilit pensie de la 1 ianuarie 2017, peste 2 ani de activitate. Să mai mori odată și nu mai vii. Domnilor invitații, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă mai aștept și cu alte ocazii, pentru chiar problema pusă în discuție raportată la pensii reprezintă una destul de stringentă pentru societatea noastră. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Pe curând!